tot de mici. Ce ieși afară și noi puțin, vrei? Nu ies afară acum. De ce? Că nu vreau. Da, e zăpadă, ne mai băteam cu zăpadă. Asta o să fie 4 persoane de după foi. Nu știu. Nu să fie 4, o să fie 3. Echipa verde crede că dacă data trecută s-a dus la Laurențiu cu Marianita, de data asta o să se ducă doi de la ei, dar ei nu au înțeles ideea. Atunci o să ducă de aici tot un băiat și o să facă un pătrule mamaia. Să vedem atunci cine o să cumpere. Întreabă și tu din echipa verde cine se duce, că eu nu... O să mă enervez și o să mă apuc la șartă. Ne trecem pe lista și gata, nu trebuie să dai explicații, câte unul din fiecare echipă trebuie și alte... Dimineața vă treziți, mergeți și gata. Păi și dacă în casa băieților să treacă doi băieți? N-au decât să se treacă, măi, liderii vorbesc. Trebuie discutat dinainte ca să nu apară astfel de discuții. Nu trebuie discutat dinainte. Fiecare își pune cât un om, e simplu. Corina, din echipa verde să se hotărească un băiat sau o fată, cine vrea să meargă la cumpărături. Că echipa roșie și echipa albastră au hotărât cine să meargă. Nu știu. Eu nu mă duc. Nu ne interesează cine, dar un singur membru din echipa verde să știe. O să fost. Dacă se vor hotărâ așa să se ducă doi. Ce? Dacă se vor hotărâ așa să se ducă doi. O să rog și o să se ducă iubii în locul meu. Și nu mă interesează să trebuie cu păturile la man. La fel. Să facă care să o hotărâ. Săptămâna asta mergem noi două, că avem, trebuie să facem aia. Așa, și de săptămâna viitoare îl trimit pe Raimund.